Doamnelor, domnilor, sunt Ion Botnaru, bine v-am găsit la miezul zilei. Iată titlurile ediției. Problema aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova se agravează tot mai mult. Premierul țării, Natalia Gavrilița, va solicita Parlamentului instaurarea stării de urgență în energetică. Vom discuta subiectul cu invitatul de azi al emisiunii. Oleg Serebrean este noul vicepremier pentru reintegrare. Fiecare a cincea instituție de învățământ din municipiu, din totalul celor care au fost supuse unui control, nu respectă pe deplin normele epidemiologice stabilite de către Comisia Extraordinară de Sănătate Publică. Continuăm cu știrile pe larg. Republica Moldova s-a pomenit din nou în fața riscului de a rămâne fără gazul livrat de Federația Rusă. În cadrul unei conferințe de presă, premierul Gavrilița a declarat că Gazprom a trimis către Moldova Gaz o scrisoare în care menționează că va stopa livrările de gaze naturale dacă factura nu va fi achitată până mâine. În contextul în care există riscul real pentru securitatea energetică a țării, premierul Natalia Gavrilița va merge în Parlament pentru a solicita instaurarea stării de urgență în domeniul energetic. Discutăm subiectul cu invitatul nostru de astăzi, expertul în energetică, Ion Muntean. Domnule Muntean, bună ziua! Bună ziua! Mai întâi de toate, însă, vom urmări un material realizat la această temă de colegii mei. Guvernul consideră că există un risc real pentru securitatea energetică a țării și pentru cetățenii Republicii Moldova, de aceea se vede obligat să intervină. Poziția mea la Comisia Situației Excepționale va fi de a solicita Parlamentului instituirea stării de urgență în domeniul energetic. Gavrilița a menționat că dacă va fi instaurată starea de urgență, guvernul va putea amâna achitarea de către Moldova Gaz a taxei pe valoare adăugată și va achita anticipat compensațiile pentru lunile ianuarie și februarie. La rândul său, viceprim-ministrul Spânu a declarat că Moldova Gaz mai are la dispoziție o zi pentru a achita avansul total de 63 de milioane de dolari concernului rus Gazprom. Până la data de 20 ianuarie, Moldova Gaz trebuie să achite avansul pentru luna ianuarie în raport de 50% sau aproximativ 63 de milioane de dolari. Din această sumă de 63 de milioane, Moldova Gaz va reuși să achite 38 de milioane de dolari până mâine. Diferența neachitată prognozată la ziua de mâine este de 25 de milioane de dolari. Această diferență s-a format din mai multe motive. Potrivit directorului Moldova Gaz, Vadim Ceban, datoria la gaze naturale s-a format pentru că de la 1 ianuarie, Republica Moldova achită un preț de achiziție a gazului de 646 de dolari pentru 1000 de metri cubi, în timp ce tariful aprobat în noiembrie de 11 lei și 8 bani cu TVA inclus, pe care îl achită consumatorii, a fost calculat la un preț de achiziție de 450 de dolari. Republica Moldova este din nou șantajată pe problema gazelor, iar guvernul se pregătește pentru cele mai sumbre scenarii și va cere instituirea din nou a stării de urgență în sectorul energetic. Până unde am putea ajunge și care ar fi, după părerea dumneavoastră, soluțiile reale pentru depășirea crizei și a nu admite activarea acelei clauze prin care concernul Gazprom ar putea asista livrarea de gaze naturale în Republica Moldova în timp de 48 de ore? Da, în primul rând, există o experiență deja, cea a lunii noiembrie, care a făcut cumva ca lucrurile să fie un pic mai clare și să fie cunoscută, care va fi să anticipeze cumva poziția Gazpromului. Dacă să ne referim la soluția pe termen scurt, în primul rând, este binevenit instituirea stării de urgență în sectorul energetic și să fie achitat în avans acele sume de bani care sunt prevăzute ca și compensații pentru consumatori. Exercițiul ăsta se face direct guvernul către Moldova Gaz, respectiv pentru perioada respectivă până la data de 20 problema s-ar rezolva în cadrul unei situații de urgență, dacă care urmează să fie instituită, după cum am observat că a anunțat doamna premier. Dar rămâne problema pe termen mediu sau pe următoarele luni de zile, pe luna februarie și martie, când consumurile de gaze încă sunt destul de mari, respectiv acele mijloace financiare care sunt achitate de către guvern ca și compensații, se epuizează acum, ca fiind pentru a soluționa problema cu aceste diferențe de mijloace financiare și rămâne actuală problema ce se va întâmpla luna următoare sau cealaltă, sau luna martie și așa mai departe.
Aici este necesar de a interveni pe partea de tarif. Situația este absolut de evidentă că prețul actual pe care îl achită consumatorii este mult mai mic decât tariful care, decât prețul de procurare a gazelor naturale sau decât tariful care ar trebui să fie confruntat cu prețul actual de procurare a gazelor naturale, respectiv trebuie să se vină și pe această dimensiune pentru a clarifica și a reduce din devierile financiare pe care le-a acumulat Moldova Gaz până în prezent. De ce alternative dispunem în caz că economia și cetățenii țării vor fi privați totuși de acest tip de combustibil? Nu cred că acum s-ar pune problema în termen scurt sau ar exista careva soluții pe termen scurt în ceea ce privește identificarea altor surse de energie. Am văzut anterior, s-a aplicat în cazul ceturilor sau termoelectrica, producerea energiei electrice și energiei termice pe baza păcurii. La moment nu cunoaștem care este situația cu rezervele, în ce măsură au fost epuizate rezervele anterioare și dacă au fost procurate noi stocuri de păcură. Dar, totuși, pe termen scurt, cel puțin următoarele zile, luna respectivă, până la următoarea dată de plată, 20 februarie, nu văd o problemă în ceea ce privește starea livrării de gaze, atât timp cât cel puțin mijloacele financiare care au fost rezervate în buget pentru anul 2022, cele 1,6 miliarde de lei, sunt disponibile și ar putea fi utilizate anume în scopul achitării în avans sau pentru luna curentă a consumului de gaze naturale. Potrivit directorului Moldova Gaz, compania vrea o majorare a tarifului între 12 și 15 lei. Ministrul Infrastructurii și Ministrul Infrastructurii, da, Andrei Spânu, spunea că ar putea fi vorba de o majorare de 14 lei. La ce preț ne putem aștepta și care vor fi consecințele acestuia pe termen scurt și lung? Decizia finală în ceea ce privește majorarea tarifelor urmează să fie luată de către Andrei. Andrei este instituția abilitată pentru a face acest lucru. Într-adevăr, la moment există temei ca tariful să fie majorat. Dacă să luăm în calcul tariful de procurare de 646 dolari mie de metri cub, atunci tariful ar trebui să fie peste 14 lei fără TVA. Însă, atunci când se stabilește tariful, se iau în calcul anumite prognoze. De exemplu, dacă în următoarele luni urmează să scadă semnificativ prețul de procurare a gazelor naturale, atunci există temei ca majorarea să fie mai mică. Dacă sunt semnale clare că prețul de procurare va scădea semnificativ mai mult, atunci nu e exclus că să fie posibil de menținut tariful actual. Însă există o problemă legată de devierile financiare care au fost acumulate până în prezent de către Moldova Gaz din cauza acestei diferențe între prețul de procurare inclus în tarif și prețul real de procurare, care doar pentru luna noiembrie, decembrie și ianuarie generează devieri financiare negative de peste 50 de milioane de dolari, deci o sumă destul de mare. Dacă să analizăm cum suma devierilor financiare până în luna ianuarie, începând cu noiembrie 2020, când a fost aprobat penultimul tarif, atunci devierile financiare ar ajunge la 112, ar depăși 110 milioane dolari. Deci o sumă destul de mare și respectiv, anume, acesta este un alt factor care ar pune presiune pe tarif și ar condiționa majorarea tarifului la moment. Potrivit reprezentanților Moldova Gaz, cât și a autorităților, una din soluții ar fi majorarea acestor compensații care de altfel și au fost anunțate recent de către autorități și achitarea în avans a acestora. Cum credeți, țara dispune de destule resurse pentru că ar fi un efort financiar important pentru guvern de a face asemenea acțiuni? Da, desigur, probabil cel mai corect ar fi ca reprezentanții guvernului să ne spună în ce măsură sunt disponibile mijloacele financiare. Presupun că au fost luate din alte surse sau din rezerva de stat. Dacă nu mă greșesc, chiar a fost anunțat, urmează să mai fie operate careva modificări la legea bugetului. Deci este o situație de criză care este necesar de soluționat și aici este nevoie de identificat toate soluțiile posibile și de a evita perioada de criză, cel puțin până în perioada caldă anului, când deja toate lucrurile vor veni într-o albe mai liniștită a lucrurilor și vor putea fi identificate
alte soluții pentru a evita asemenea probleme pentru următorul sezon de încălzire din 2022-2023 sau sezon rece a anului. Prin urmare, dar ce ține de majorarea compensațiilor pentru energie termică, pentru consumatorii conectați la energie termică, eu salut lucrul acesta doar din perspectiva menținerii politicii de a menține consumatorii conectați la sistemul centralizat, să fie conectați la sistemul centralizat. Ori noi am observat ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani de zile, faptul că mulți consumatori s-au debranșat de la sistemul centralizat de energie termică a condus la rotățirea situației financiare a întreprinderii și a fost complicat să fie readus întreprinderea la nivelul unui prestator de servicii de calitate. Ultimii ani s-a depus efort pentru a soluționa problema respectivă și, desigur, s-au demonstrat exemple că sistemul centralizat de termoficare poate oferi servicii calitative și politica respectivă trebuie menținută. Iată, din considerentul ăsta, este salutabilă majorarea compensațiilor pentru consumatorii care sunt conectați la sistemul centralizat. Încercările Moldova Gaz de a negocia niște contracte comerciale pe termen scurt cu o serie de bănci au eșuat. Cum credeți? Care ar fi motivul? După mine, lucrurile sunt relativ clare. În situația în care Moldova Gaz, ca și un agent economic, se adresează la bancă comercială, banca comercială va dori să se asigure că banii pe care sunt împrumutați se vor întoarce la bancă în anumiți termeni. Ori banca, cunoscând care este situația în sectorul pe piața regională chiar de gaze naturale și situația de Republica Moldova când tariful nu acoperă cheltuielile de procurare a gazelor naturale, este evident că banca nu va putea să depășească cadrul legal și cadrul de proceduri intern, în primul rând, al băncii, legat de riscuri și așa mai departe, pentru a oferi acel împrumut. Deci, după părerea mea, totuși era practic evident că nu va reuși Moldova Gaz să obțină un împrumut comercial de la careva bănci. Și totuși, Gazpromul, fiind acționar majoritar al companiei Moldova Gaz, de ce nu găsește o soluție? De ce nu negociază niște lucruri cu această companie fără a implica guvernul? Până la urmă, care este interesul concernului rus? Da, aici este regretabil faptul că totuși nu vedem careva acțiuni proactive din partea Gazpromului în vederea soluționării problemei actuale a crizei, sau depășirii crizei. Este de menționat faptul că totuși criza actuală nu este una care ar crea dificultăți financiare sau probleme financiare ulterior întreprinderii Moldova Gaz și Gazpromului în final, din câteva considerente. În primul rând, consumul sau banii care urmează să fie achitați de către Moldova Gaz către Gazprom nu au o semnificație atât de mare în bugetul Gazpromului. Doi, Gazprom nu este un producător sau un agent economic de care depinde plata pentru alți furnizori, alți parteneri ai Gazpromului. Deci comercializează un produs pe care îl extrage și respectiv nu înregistrează careva datorii semnificativ față de alți agenți, alți parteneri. Și în cazul dat, fiind acționar majoritar la Moldova Gaz, ar fi trebuit să fie proactiv și să vină în întâmpinarea cumva pentru o perioadă relativ scurtă de timp, fiindcă există și Consiliul de Observatori al Moldova Gaz, care înțeleg foarte bine care este situația. Situația financiară, toate rapoartele se discută în cadrul Consiliului și respectiv acest organ de conducere a întreprinderii Moldova Gaz, reprezentat în mare parte de către Gazprom, ar putea să vină cu o poziție și să explice suficient de argumentat că problema nu constă în acumularea unor datorii pe câțiva ani de zile. E vorba de câteva zile pentru a depăși situația respectivă și ulterior lucrurile vor reveni la normalitate. Mai ales că există cumva și înțelegerea pe interior că trebuie majorate tarifele pentru a depăși această criză. Însă este o problemă de timp. Chiar dacă se majorează luna respectivă tarifele, abia peste o lună se colectează sau acestea intră în vigoare după aprobare și respectiv după ce sunt incluse în facturi și sunt achitate de către consumatori. Deci este iarăși o problemă de timp care, cu părere de rău, nu a fost înțeleasă, n-a fost acceptat să fie examinat sau înțeleasă de către Gazprom, fapt ce denotă că, de fapt, la mijloc sunt alte probleme sau careva alte aspecte, eventual careva mai puțin comerciale în zona, ce țin de zona politicului. Domnule Muntean, vă mulțumim mult pentru discuție. Noi continuăm cu alte știri. Plăcere.
Solicitarea furnizorului de energie electrică, Premier Energy, de a majora tariful se datorează în cea mai mare parte creșterii prețului la gaze la nivel mondial. Acest lucru a fost precizat într-un comunicat de presă în care se spune că furnizorul național de energie electrică pierde lunar aproximativ 100 de milioane de lei. Totodată, compania își exprimă disponibilitatea pentru a fi parte a unei soluții viabile în baza efortului comun din partea tuturor părților interesate. Săptămâna trecută, Premier Energy a solicitat ANRE majorarea tarifului la energie electrică de la 1 leu și 51 de bani pentru un kilowattoră până la 2 lei și 79 de bani pentru un kilowatt. ANRE are la dispoziție 180 de zile pentru a lua o decizie. Oleg Serebrean este noul vicepremier pentru reintegrare. Diplomatul a depus jurământul de credință în prezența președintelui țării, Maia Sandu, și a primit și a prim-ministrului Natalia Gavrilița. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Șefa statului Maia Sandu și premierul Natalia Gavrilița l-au îndemnat pe Oleg Serebrean să lucreze pentru bunăstarea cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Sunteți un diplomat cu o experiență bogată, un interlocutor înțelept. Obiectivul nostru principal este îmbunătățirea bunăstării cetățenilor Republicii Moldova, fie că sunt pe malul drept, fie că sunt pe malul stâng, și în toate deciziile care se iau pe dosarul reglementării conflictului transnistrean, trebuie să ne ghidăm de interesul cetățenilor și de interesul național. Vreau să vă amintesc că pentru noi bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova, indiferent dacă vorbim de cei de pe malul drept sau de pe malul stâng, este cea mai importantă. Cetățenii noștri au nevoie de acces la servicii medicale, servicii educaționale de calitate, au nevoie să știe că avem o justiție dreaptă care respectă și asigură respectarea drepturilor tuturor. Anterior, Oleg Serebrean a fost director al Institutului Diplomatic de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, iar înainte de asta ambasador al Republicii Moldova în Germania. Un autocar de pe ruta Chișinău-București a ars în totalitate. Incidentul a avut loc azi dimineață în apropiere de satul Bujor, raionul Hâncești. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri care au luptat cu flăcările timp de 2 ore. Contactat de Moldova 1, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Hâncești, Cristina Vicol, a confirmat că la momentul producerii incendiului în salon se aflau 5 pasageri care au reușit să iasă din autobuz. Rezultatul etilotestului a arătat că șoferul nu era băut. Cauza exactă a izbucnirii flăcărilor urmează a fi stabilită de către experți. Versiunea preliminară, neconfirmată deocamdată, este producerea unui scurt circuit în rețeaua electrică a autocarului. Comisia Electorală Centrală a stabilit cuantumul lunar al subvențiilor la bugetul de stat, ce urmează să fie alocat partidelor politice pentru anul 2022, în urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Astfel, cei mai mulți bani, peste 6 milioane de lei, vor fi alocați Partidului Acțiune și Solidaritate. Conform hotărârii Comisiei Electorale Centrale, Partidul Acțiune și Solidaritate va primi peste 6 milioane 600 de mii de lei, Partidul Socialiștilor va primi peste 2,3 milioane de lei, iar Partidul Comuniștilor va beneficia de puțin peste 1 milion de lei. Totodată, Partidul Șor urma să primească o subvenție anuală în valoare de aproape 725 de mii de lei, însă formațiunea a fost lipsită de indemnizații pe motiv că a încălcat mai multe prevederi ale codului electoral. De subvenții se vor bucura și partidele extraparlamentare, astfel formațiunea Partidul Nostru va primi aproape 520 de mii de lei, Platforma DA aproape 300 de mii de lei, Partidul Democrat va primi aproape 230 de mii de lei, iar Partidul Democrația Acasă va primi o subvenție anuală de peste 180 de mii de lei. Subvențiile alocate de la bugetul de stat vor fi virate lunar în conturile bancare deschise în acest scop de către partidele politice. În total, la alegerile din 11 iulie 2021 au participat 20 de partide politice, 2 blocuri electorale și un candidat independent.
Scandal la Teatrul Ion Creangă din capitală. Asta după ce compozitoarea Maria Stoianova a fost demisă din funcția de director al instituției, iar în locul ei a fost numit scenaristul Valeriu Țurcanu. Decizia a fost luată de Ministerul Culturii. Colectivul teatrului însă nu este de acord cu demiterea Mariei Stoianov. De altă parte, ministrul culturii Sergiu Prodan afirmă că Maria Stoianova a fost concediată din motiv că a încălcat legea, demiterea sa nefiind legată de reorganizarea teatrului. Din toamna anului 2020, cunoscuta compozitoare și interpretă de muzică ușoară și folclor, Maria Stoianov, a activat în calitate de director la Teatrul Ion Creangă. Ea spune că a fost demisă din cauza unor neînțelegeri. Am fost la un spectacol în Dărăbani, Botoșani, în urgent plecare, la invitația lui Tudor Ungureanu. Am pus scrisoarea la minister. Am trimis pe mail-ul ministerului cerere că plec din cont propriu la un spectacol. N-am fost la lucru timp de 4 ore și mai bine. Am fost în interes și de serviciu, fără a lua un ban din teatru, din cont propriu, și nu mi-a acceptat explicația. Mă așteptam să mi se dea un avertisment, o mustrare aspră. Colectivul Teatrului Ion Creangă spune că decizia prin care Maria Stoianov a fost demisă din funcția de director ar fi ilegală. Actorii au adresat și o scrisoare președintelui țării, Maia Sandu. Să vă implicați personal în soluționarea situației create în cadrul TEF Ion Creangă și restabilirea înapoi în funcția de director general al teatrului pe doamna Maria Stoianov. Maria Stoianov, în timp de 1 an de zile, a fost un director corect, a făcut atâtea lucruri, a montat atâtea spectacole și piese, cât nu s-a montat în 30 de ani de activitate a acestui teatru. La o întrevedere cu angajații teatrului, ministrul culturii Sergiu Prodan l-a prezentat pe noul director al instituției. Am fost numit director interimar pe o perioadă scurtă, maxim 2-3 luni, pentru a pregăti teatrul spre reorganizare din statutul de instituție de stat la statutul de instituție publică. Nu trebuie să facem confuzie între funcționar și artist. Deci, iată, din cauza acestei confuzii, noi avem astăzi în teatre foarte mari probleme. Managerul instituției trebuie să pună exact în această perioadă în valoare instituția, nu interesul propriu, nu propria valoare ca artist. Teatrul epic de etnografie și folclor Ion Creangă din Chișinău a fost fondat în anul 1989. În 10 instituții de învățământ municipale din cele 50 verificate, elevii și unele cadre didactice nu respectă în totalitate normele epidemiologice stabilite de către Comisia Extraordinară de Sănătate Publică. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, în prezent, cele 131 de instituții de învățământ din municipiul Chișinău sunt supuse unor controle, pe motiv că în capitală se atestă o creștere a infectărilor, inclusiv în rândul elevilor. Așa începe ziua de școală pentru cei peste 1700 de elevi care învață la Liceul Teoretic Mihai Viteazul. Păstrăm distanța, ne dezinfectăm, ne spălăm mâinile, aerisim clasa în fiecare pauză. Bineînțeles, fiecare clasă este dotată cu șervețele, dezinfectant, măști. Totuși sunt și dintre cei care mai încalcă regulile. De ce nu purtați mască? Am uitat în clasă. Ne ducem să ne spălăm pe mâini, apoi îmbrăcăm masca. Până vine profesorul care duce ora, dirigintele se află printre copii, le reamintește, le spune, interacționăm cu părinții. E greu, dar ne conformăm. Pentru a face față normelor antiepidemice, administrația liceului a decis să asigure cu măști atât elevii cât și profesorii din propriul buget. La lecții toți stau în măști, fiindcă chiar dacă este distanța minimum de 1 metru, oricum copiii și profesorul ei stau în măști. Contactat de Moldova 1, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Andrei Pavaloi, a spus că în urma controlelor efectuate în 50 de instituții municipale de învățământ, în 10 s-au constatat abateri. Unii elevi, dar și cadre didactice, nu respectau distanțarea și nu purtau mască. Datele oficiale arată că în prezent, în municipiul Chișinău, peste 170 de elevi sunt infectați cu virusul pandemic, iar 26 de clase sunt în carantină. Creștinii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc astăzi Boboteaza sau Botezul lui Iisus Hristos în apele Iordanului. În biserici sunt oficiate servicii divine, iar pe parcursul zilei, bazinele acvatice din țară vor fi supravegheate de către polițiști și salvatori, care vor veghea la siguranța curajoșilor care respectă tradiția de scaldare în apele reci ca gheața.
Potrivit IGSU, 45 de lacuri au fost amenajate pentru scufundarea de bobotează. Salvatorii vin cu recomandări pentru cei care vor face baie în apă rece. Persoana ar trebui să consulte medicul înainte de scufundare, să facă exerciții de încălzire și să evite consumul de alcool. Mulți bătrâni din Moldova trăiesc în singurătate și sărăcie, iar odată cu pandemia, scumpirile și venirea iernii, tot mai mulți dintre ei se văd nevoiți să calce pragul organizațiilor de caritate. Cu ajutorul voluntarilor și aportul celor care fac donații anual, misiunea socială Diaconia oferă prânzuri calde oamenilor aflați la limita existenței. Era trecut de ora prânzului, iar pe Galina Baghinskaya, în vârstă de 72 de ani, am surprins-o în timp ce sta la coadă pentru a prinde un prânz. Femeia spune că pensia pe care o ridică lunar nu îi ajunge pentru a supraviețui. De două luni am pensia de 2000 de lei. Înainte primeam 1270 de lei. Nimeni nu mă ajută. Mai merg la biserică, vin și aici și așa trece ziua mea. Triști, zgribuliți de frig și cu o vagă speranță că cineva se gândește la ei, bătrânii vin de câteva ori în săptămână pentru a-și alina pofta și sufletul. Este un bunicic, din pâine care ne dă, mâncăm vă trei zile. Este un ajutor binevenit, pensia este mică, serviciile comunale sunt scumpe și ne ajută. Mulți așa trebuie noroc să aibă că noi. Ce mâncare vă mai aduce? Cașe, plov, supă, borș. Pensia hătaie tot cu plătiți. Mi este foarte greu. Pensia îmi ajunge doar pentru serviciile comunale. Sunt voluntar de aproape 4 ani la Diaconia și este destul de plăcut pentru că adică să vii și să vezi toate persoanele astea care nu-și permit sau nu au un prânz cald acasă. Prânzurile sunt pregătite din produsele colectate în campaniile sociale organizate de misiunea socială Diaconia și donații. Diaconia hrănește deja al 9-lea an de zile oamenii în stradă. E vorba de două puncte de distribuție care sunt aici la Botanica, în Parcul Serghei, la Zoș, în Parcul Mezon. Zilnic, până la 150 de bătrâni vin pentru a beneficia de un prânz cald la cantina mobilă a misiunii sociale Diaconia. Croația se pregătește de trecerea la valuta unică europeană programată pentru ianuarie 2023. S-a decis afișarea prețurilor la produse și servicii atât în moneda națională, cuna, cât și în euro, începând cu 5 septembrie 2022. Autoritățile vor trebui să retragă treptat din circulație peste 1 miliard de monede și 500 de milioane de bancnote din moneda națională, precum și să adapteze aproximativ 40 de legi la noile realități. Schimbările vin pe fondul majorării prețurilor la mai multe produse alimentare și servicii de transport, care doar față de luna iulie au crescut în medie cu 10%. Asta deși rata medie anuală a inflației pentru 2021 în Croația a fost de 2,6%. Indonezia va avea o nouă capitală. Potrivit deciziei președintelui țării, aceasta va fi construită pe insula Kalimantan și se va numi Nusantara, cuvânt care înseamnă arhipelag. Parlamentul din Jakarta a votat marți o lege pentru noua capitală, iar lucrările de construcție vor începe anul acesta. Proiectul este evaluat la 32,5 miliarde de dolari. Măsura se impune din cauza unei serii de probleme cu care se confruntă actuala capitală, una dintre ele fiind inundațiile frecvente. Jakarta va rămâne însă centrul economic și de afaceri al Indoneziei. La final, datele meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi se așteaptă cer variabil, fără precipitații, vânt din nord-vest moderat, izolat cu intensificări. Maximele termice ale aerului vor oscila între -2 + 1 în nord, -1 + 2 în centru. Raionele de sud vor fi 0-3 grade Celsius. În 20 ianuarie, vremea nu se va schimba esențial. Aici punem punct ediției de astăzi a miezului zilei. Vă aștept însă și la jurnalul orei 17. Pe curând!